Pompierii maramureșeni au fost solicitați să intervină la stingerea unui incendiu care s-a produs într-un apartament dintr-un bloc de locuințe din Baia Mare ieri dimineață, în jurul orei 8.30. Din fericire, nu au existat victime. Se pare că focul ar fi pornit de la o lumânare aprinsă, lăsată nesupravegheată în apartament. Din primele informații, în familia respectivă a murit un bărbat și soția sa a mers la morgă, lăsând lumânarea aprinsă. De aici a izbucnit incendiul, care s-a propagat rapid la un al doilea apartament. Focul s-a extins și mai mult, cuprinzând acoperișul blocului. Pentru a putea interveni, pompierii sunt nevoiți să spargă tavanele apartamentelor vecine. Pompierii detașamentului Capitan Marchiș Adrian din ba au acționat în această dimineață la localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit în balconul unui apartament situat într-un bloc de pe strada Oituz din municipiu. Ca urmare a intervenției prompte a pompierilor militari, a fost împiedicată extinderea flăcărilor la acoperiș, iar pagubele au fost minore. Au ars circa 40 de kilograme de material lemnos și materiale textile. S-au degradat de asemenea geamuri și uși de la balcoane. Se arată într-un comunicat ISU. Potrivit actual Maramureș